Când își pierduseră orice speranță că vor putea circula pe un drum asfaltat, locuitorii satului Hășdat, localitate aparținătoare municipiului Hunedoara, a apărut și marea surpriză. S-a așternut deja primul strat de asfalt. Primarul Hunedoarei spune că sunt șanse mari ca lucrările să fie finalizate până la finalul acestui an. Drumurile din satul Hășdat, aparținătorul municipiului Hunedoara, au fost pentru prima dată asfaltate. Prilej de mare bucurie pentru localnicii care se uitau mirați la muncitorii și la utilajele care lucrau de zor. Pe tipul Ceaușescu puneam noi zgură de la harta zgurii, că era noroi, nu puteam să mergem pe jos. Umblam prin grădini și mergeam la asfalt, la cooperativă sau, mă rog, unde... la alimentară. E foarte bine și mulțumim frumos să aveți multă sănătate și să mai faceți. Își amintește unul dintre sătenii din Hășdat, bucuros că în sfârșit, prin fața porții sale, este turnat asfalt. Primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, s-a aflat zilele trecute pe șantier, verificând stadiul lucrărilor. El spune că sunt șanse mari ca până la finalul acestui an lucrările să fie finalizate. Este momentul să începem investițiile în infrastructura stradală și în satele aparținătoare. Avem aici aproximativ 1200 de metri liniari de infrastructură care va fi reabilitată și modernizată. Să sperăm că până la sfârșitul anului vom finaliza și această lucrare. Principala stradă a satului Hășdat a intrat în șantier în urmă cu 20 de zile. Lucrările sunt la faza turnării primului strat de asfalt pe brațul superior al străzii. Urmează cel de-al doilea braț al străzii, apoi turnarea straturilor de uzură. Pe măsură ce vor fi terminate cele două brațe, se va coborî cu lucrările, inclusiv cu asfaltarea, spre intersecția străzii cu drumul județean 687 Hunedoara-Călan.